Mii de oameni au petrecut în acest weekend și la Festivalul Plăcintelor Pădurenești, organizat la Poiana Răchițelii de Primăria Comunei Cerbăl, în parteneriat cu Consiliul Județean Hunedoara. Un weekend cu adevărat de povestit nepoților, cum s-ar spune, cu renumitele plăcinte din belșug, cântec, joc, voie bună, parada portului popular pădurenesc unic în lume, dar și concursuri antrenante și incitante la care au participat nu doar curioșii, ci și cei mai destoinici localnici în meșteșuguri și în treceri tradiționale. Festivalul a început încă de vineri seara cu cinema și discotecă în aer liber, însă la Nedeea de sâmbătă, care s-a întins până către miezul nopții, mii de oameni au jucat și cântat pe melodiile interpretate de Puiu Codreanu și Andreea Chisăliță. Festivalul a ajuns abia la a cincea ediție și a câștigat deja locul în rândul celor mai importante evenimente din programul ofensivei culturale desfășurate de Consiliul Județean. Iar modernizarea căilor de acces spre și din Ținutul Pădurenilor a făcut ca anul acesta numărul participanților să depășească așteptările gazdelor. Ori de câte ori, parcă vin mai frumos, mai frumos eveniment, din ce în ce mai frumos se organizează. Și-l felicit pe prietenul meu, primarul de la Cerbăl, că aici, într-un loc de vis, în Poiana Răchițele, se organizează așa ceva. Sigur că putem spune că anul acesta este ceva mai aparte. Am făcut drumul care leagă Poiana Răchițele cu ferici și am văzut în fața mea cum vineau mașini mici și puteau merge pe acest drum foarte bine. Pe noi ne bucură și cred că sfârșitul de mandat ne va prinde să le facem legătura cu toate satele din Pădureni, în așa fel, cei care vor să vină să vadă portul, mândria și tot ce înseamnă cetățenii din Pădureni să vină cu mare plăcere. Eu consider că prin acest eveniment am reușit să arătăm celor care ne calcă pragul că Ținutul Pădurenilor are valoare și merită să fie pus în valoare. Sunt convins că din ce în ce mai mulți oameni ne vor călca pragul și se vor bucura de plăcintele noastre pădurenești, de tradițiile și obiceiurile autentice ale locului. Acțiunea aceasta face parte din ofensiva culturală a Consiliului Județean, fiindcă o instituție de cultură a Consiliului Județean este implicată în dezvoltarea acestui eveniment de astăzi la Poiana Răchițelii. Dar eu, alături de președintele Laurențiu Nițu, îl felicit pe acest om, pe Mircea Costa, pentru ceea ce face pentru comuna pe care o conduce. Felicitări încă o dată, Mircea! Duminică a fost dedicată întrecerilor și concursurilor demonstrative, de la făcut leasă de mesteacăn pentru oi, la greble pentru adunat fânul doar din lemne îmbinate, fără niciun cui, la confecționat tuturez din scoarță de copac și suflat în el. Localnicii i-au provocat la întrecere și pe invitați, cu mici poticneli și ajutor din partea gazdelor. Costel Avram și deputatul Ilie Toma au învățat cum se face pleu de pușcat cu carbit, metodă prin care localnicii își apără holdele de jivinele sălbatice. Dar nu mare brichetă! Asta! Asta după ce-o preparat, aici, puternic! Ține bine de asta! Plăcintele au reprezentat de-a lungul mileniilor hrana de bază pentru soldați, pentru cei care trudeau cât e ziua de lungă în agricultură, dar și pentru întreaga familie. Între timp, făcutul plăcintelor a devenit o adevărată artă. Se păstrează din vechime rețeta umpluturii, a scrobului, cum se spune în pădurenime, dar și modul în care sunt împăturite. Cu cât plăcinta are colțuri mai numeroase, 8 cele mai multe, cu atât este mai destoinic
puternică și mai apreciată gospodina. În mileniul 3, plăcintele pădurenești au evoluat de la hrana de bază în vechime la afaceri de familie care aduc prosperitate zonei, dar și un adevărat brand de promovare turistică. Cu ce ați făcut plăcintele? Brânză sărată de oaie, brânză dulce de vacă, smântână și ouă. Ce înseamnă plăcinta pădurănească pentru un om crescut în țidutul pădurenii? Păi sufletul nostru, cu el am crescut, am luat datina după părinții noștri și vrem să o ducem mai departe, mai ales care nu mai avem părinți. De la cine ați învățat să faceți? Da, da, de la mama am învățat și nu am făcut o trăitia, dar după am învățat să le fac. Și îmi place să le fac tot timpul. Când vin acasă, prima dată plăcintele le fac la toți prietenii. Nu doar plăcintele pădurenești sunt renumite, ci și pălinca de cireșe obținută de localnici din propriile livezi, iar turiștii au avut vorbe de laudă și pentru tocana pădurenească făcută la Ceaun, dar și pentru organizatori. Am cumpărat și o pălincă de cireșe ca să avem ca amintire de la Ținutul Pădurenilor, complimente domnului primar, o organizare fantastică, foarte mulțumiți, pentru prima oară când venim. Suntem din Arad, suntem aici de ieri, am rămas până astăzi, că am fost foarte mulțumiți de ce am găsit. Mâncarea absolut fabuloasă și nu are rost să mai vorbim de ansamblu folcloric. Deci extraordinari, complimente tuturor celor care se ocupă de organizare. Ați gustat plăcinta pădurănească? Cu siguranță, da. Am chiar și ce-au făcut la Ceaun. Chit că suntem obișnuiți cu mâncare bună, dar e extraordinară. De la un astfel de festival nu putea lipsi folclorul autentic. Pe scenă au urcat cunoscuți interpreți acompaniați de orchestra ansamblului folcloric profesionist Drăgan Muntean, condus de profesorul George Câlțea. Păi, ba, 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 bă, că mândra, frumos, măi, și el juca. Batu focul pe mândra, la-la-la-la-la-la-la-la, frumos mă ești, e jucam, la-la-la-la-la-la-la-la-la, a juca și-a să-mbrăca, măi, la-la-la-la-la-la-la-la-la, învățat-o mă sa, măi, la-la-la-la-la-la-la-la. Comuna Cerbăl păstrează forme vechi de viață socială, vestigii de organizare social-economică a obștei sătești, valori dintre cele mai originale și mai arhaice, care se reflectă în păstrarea, mai ales de către femei, a meșteșugurilor de artă populară, a costumelor, obiceiurilor, arhitecturii tradiționale, ceea ce conferă localității valori potențiale pentru dezvoltarea turismului. Mă bucur pentru faptul că am reușit cu sprijinul Consiliului Județean să mai deschidem încă o rută de acces către Poiana Rechițelii, către Comuna Cerbăl, către Ținutul Pădurenilor și având acum infrastructura rutieră foarte bine pusă la punct, aștept pe toți antreprenorii care doresc să investească în turism, pentru că Ținutul Pădurenilor chiar are valoare. Și în Ținutul Pădurenilor se poate investi în turism. Eu întotdeauna am spus că Ținutul Pădurenilor este mult mai frumos decât Maramureșul. Dacă Maramureșul reușește să trăiască din turism, eu sunt convins că și Ținutul Pădurenilor poate să facă acest lucru. Eu sunt deschis, îi aștept pe toți care vor să investească. Din partea mea vor avea deschidere maximă. Și cu siguranță că vom putea face lucruri importante pentru turismul din Ținutul Pădurenilor. Chiar la nivel de comună urmează ca în perioada imediat următoare să depunem documentația pentru a deveni o stațiune de interes local. Comuna Cerbăl va deveni stațiune de interes local.